Bună și bine v-am regăsit într-o altfel de ediție Joia Tineretului. De sărbători ne-am gândit să vă aducem o retrospectivă și să stăm de vorbă despre tot parcursul emisiunii. Sincer, și noi suntem curioase să aflăm lucrul ăsta pentru că nu ne dăm seama. Poate așa o să vedem o evoluție, atât a emisiunii cât și a noastră. Îți mai amintești cum am început? Îmi aduc aminte când am venit prima oară aici și am fost în emisiune la Realitatea Locală. Exact. Și am fost întrebați acolo, de fapt, Cristian Hagi și-a dorit foarte mult să afle cum vedem noi jurnalismul de azi și ce fac, de fapt, jurnaliștii la început de drum. Țin minte că am avut emoții foarte mari. Și eu, deci, și acum am emoții, adică emoțiile chiar au rămas și acum și sunt șocată de cum o emisiune pur și simplu ne-a schimbat total viața. Parcursul, exact. Da. Și sincer, am mai revăzut acea emisiune pentru că eram curioasă ce răspunsuri am dat și chiar m-am uitat și am fost, nu știu, uimită și cumva întristată pentru că terminăm și facultatea în curând, mai avem puține luni și terminăm. Practic, noi așa am ajuns acolo, am povestit despre facultate și despre cum vedem noi jurnalismul și chiar m-am întristat, sinceră să fiu, pentru că îmi dau seama că se termină anul universitar, dar măcar am început acest proiect foarte interesant. Și am revăzut, știu că emisiunea după câteva luni și am rămas surprinsă, mie chiar mi-a plăcut foarte mult și oricum acum văd o evoluție, clar, de atunci din postura de invitat, exact, în postura de realizator și chiar pot să zic că e o evoluție la care nu mă așteptam niciodată. Îl apreciam sincer foarte mult, bine, încă îl apreciez pe Cristian Hagi foarte mult, dar priveam așa, mi se părea imposibil să faci ceea ce făcea el la vremea respectivă și acum facem și noi chestia asta, suntem, cum ai zis tu, în postura de realizator și mi se pare... Nu mă așteptam. Ce țin minte e că l-am văzut că atunci când ne lua interviul, efectiv, nu, a stat, a vorbit înainte cu noi. A fost foarte natural totul. Da, a fost foarte natural și am zis, oare o să fiu în stare să fac treaba asta? Pentru că la început, dacă știi tu cum ne scriam întrebările pe o foaie, exact, și eram panicate că oare scap o întrebare, ce fac? Eram cu clipboard-ul lângă noi, constant. Eram cu foaia constant lângă noi și încercam să reținem întrebările și acum... efectiv nu mai am stresul acela, simt că deja întrebările îmi vin de la sine și încerc să fac interviurile total diferit și asta îmi place, asta e o evoluție la care din nou nu mă așteptam, mai ales când am fost în emisiune și l-am văzut pe Cristian Hagi atât de detașat. Dezinvolt, ne întreba ca și cum ne cunoșteam de viață, chiar m-a întrebat o prietenă săptămâna trecută dacă îmi scriu întrebările undeva și am încercat să explic și ei că la început făceam amândouă chestia asta pentru că așa ni se părea normal, țin minte că eram amândouă cu clipboard-urile lângă noi, panicate și complet stresate pentru că vreau să iasă totul perfect, dar cumva acum totul curge natural și e foarte important să-ți cunoști și invitatul. Am realizat chestia asta. Poate înainte nu ne documentam foarte bine, dar acum documentându-ne și realizând cu ce se ocupă invitații noștri, totul curge mult mai ușor. Exact. Hai să urmărim, zic eu, materialul din ediția cu Cristian Hagi, ce zici? Da, haide să ne aducem aminte puțin. Foarte multă lume este furnizor de informație. Exact. Dacă vrei să vezi ceva, te uiți pe Facebook sau nu știu, și vezi informație. Nu știu dacă asta înseamnă jurnalism sau nu. Începem de la tine, că ești mai aproape de mine. Ok. Eu consider că este nevoie de jurnalism și cred că oamenii încă nu conștientizează chestia asta atât de mult. Am tot auzit foarte, foarte mulți elevi care tind să aleagă, nu știu, facultatea de medicină sau facultatea de drept și nu se mai gândesc și la această parte, la jurnalism. Eu, spre exemplu, am tot auzit din stânga și în dreapta, când mi-am dorit să aplic pentru această facultate, nu merge acolo, nu se fac bani din meseria asta sau vei învăța doar politică, tot felul de clișee de genul acesta. Ai prieteni care te sfătuiesc și bine. Și bine și rău, probabil, dar eu cred că e nevoie de jurnalist pentru că până la urmă toată lumea are nevoie de informație, toată lumea se informează și este foarte important ca jurnalistul să ofere numai adevărul. Asta e datoria noastră. Evident că avem nevoie să ne informăm din alte surse, cum ar fi din televiziune, din radio, să avem o sursă clară.
dacă ne informăm, pe, adică cum e Facebook-ul, putem să avem foarte multe informații acolo și eu pot să fac o postare, să zic că sunt foarte informată despre un subiect, dar de fapt să greșesc. Și atunci omul tinde să ia o informație, să o citească și să nu verifice de mai multe ori dacă sursa este ok sau nu. Și atunci avem nevoie de jurnalism și de un jurnalist de încredere, ca să zic așa. Mă bucur că am revăzut acest material, sincer, chiar mi-a făcut plăcere. Probabil pentru că cumva a fost plăcută ideea aceasta de jurnalism la început de drum și probabil perspectiva noastră a fost una plăcută, care a lăsat foarte multe lucruri de înțeles, multe lucruri pozitive, spun eu. Da. Am fost contactate, dacă mai ții minte, și cumva ni s-a propus acest proiect. Ții minte când m-ai sunat și mi-ai zis, uite, am fost sunată și m-am gândit la tine... Ce vrei? Vrei să facem? Începem acest proiect? Știam că erai cu vlogul atunci, erai cumva obișnuită să vorbești cu camera, era ceva destul de natural pentru tine, deși ulterior mi-ai spus că nu se compară nimic deloc, cu ceea ce făceai acasă. Nu, chiar nu se compară absolut deloc și am rămas șocată de câte lucruri am învățat, pentru că eu am învățat singură absolut tot și ulterior când am venit aici mi-am dat seama că e o echipă care poate să ne ajute și ne-am învățat atât de multe lucruri. Până la urmă, fără echipa din spate, noi nu puteam să facem ceea ce facem acum. Evident. Și atunci au fost foarte multe lucruri noi. Și mă bucur foarte mult că am pornit chestia asta împreună. Mm-hmm. Noi, la început, de fapt și acum, suntem stiluri destul de diferite. Avem personalități complet diferite și cumva a fost mixul acela perfect. Ne completăm destul de bine și să nu uităm. Noi am realizat, cred că după câteva luni bune după ce a început emisiunea, că numele meu de familie este Popa și numele ei este... Preoteasa, deci a fost mixul perfect, cum v-am spus și la început. Pe noi ne-a amuzat foarte tare, foarte tare chestia asta cu numele și am zis, măi, noi chiar am fost făcute să facem exact, o emisiune iar împreună. Acum formăm o echipă. Și faptul că la început chiar nu prea știam nimic una despre cealaltă și ulterior am început să stăm de vorbă mai mult și să ne completăm, să fim prietene până la urmă, că asta e cel mai important. Nu vreau să mă gândesc cum ar fi fost să ne înțelegem. Da, nici eu nu vreau să mă gândesc, sinceră să fiu. Da, pentru că eram la început și cu facultatea și nu apucasem să ne cunoaștem foarte, foarte bine și cumva cred că proiectul ăsta ne-a legat foarte mult și mă bucur. Îți mai amintești primul tău interviu? Da, îmi aduc aminte câte emoții am avut și chiar m-am gândit, ok, eu sunt vlogăriță. Și fac lucrul ăsta. Știam că e Adrian Pov, vlogger din Constanța și e destul de cunoscut și atunci când l-am invitat am rămas surprinsă, el nemai auzind de această emisiune, fiind nou înființată, că a acceptat. Și mi-a plăcut tare mult că am avut oportunitatea să fie înainte de... COVID și să putem înainte să facem... Înainte de această perioadă complet bulversantă. Să putem să facem interviul față în față într-o locație foarte frumoasă. A fost foarte deschis, adică a acceptat fără să se gândească. Da, chiar a fost foarte ok și răspunsurile și absolut tot mi se pare că a decurs foarte bine. Îmi place că la început, când nu ajunsesem să lucrăm împreună și să facem interviuri împreună, eram mereu în spate acolo, în spatele camerelor. Dacă tu filmai, eu eram în spate, dacă eu filmam, ne tu erai acolo. Ne făceam poze și tot felul de lucruri de genul ăsta și momentele din spatele camerelor sunt foarte frumoase și îmi pare rău că poate n-am captat mai mult din ceea ce e în spatele camerelor. Da, pentru că ne încurajam foarte mult. Îmi amintesc chestia asta și îmi plăcea la nebunie, inclusiv producătoarea emisiunii noastre. Era acolo, haideți să facem asta, ar trebui să faceți așa și cumva ne-a îndrumat foarte mult în acest... Fără Alina Sârbu, noi n-am fi putut să facem absolut nimic pentru că ea a fost îndrumătoarea noastră până la urmă. Și spunem tu de primul interviu. Nu știu dacă am avut foarte multe emoții, sincer. Cred că emoțiile au fost mai mari înainte de a porni camerele și de a da drumul la interviu. Știu că mă gândeam, îmi doream de fapt, asta a fost dorința mea principală, ca invitatul să fie deschis și să-și dorească să discute. Astfel te ajută și pe tine, evident. Exact. Știi cât e de greu să încerci să scoți cumva cuvintele de la invitatul pe care l-ai în fața ta, dar atunci când totul este natural și decurge foarte ușor, este mult mai bine atât pentru tine, cât și pentru invitatul tău. Atunci știu că am făcut un interviu cu Sara care ne-a fost colegă din Macedonia și ea era foarte timidă la început pentru că mi-a spus că provine din Macedonia și nu e încă obișnuită cu limba noastră foarte bine și a fost cumva teamă. Dar
Eu i-am spus și am asigurat-o că va fi totul bine, nu va fi niciun fel de problemă dacă va stâlci poate anumite cuvinte în limba română, pentru că oamenii apreciază naturalețea și asta își doresc și asta caută, exact, de fapt, într-o emisiune. Și țin minte că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a lăsat așa o impresie foarte, foarte bună, primul interviu. Dar totuși, haideți să revedem și câteva momente de atunci, ca să ne aducem aminte cu exactitate despre ce vorbim. Astăzi, în rubrica Vlog pe TV, avem un invitat foarte special și foarte cunoscut și vă sfătuiesc să stați, să rămâneți aproape, pentru că sigur are multe lucruri interesante să ne spună. Bună, Adrian! Bună, mersi de invitație! Mulțumesc că ai acceptat! Povestește-ne în primul rând despre tine! Numele meu e Adrian Popescu, nu Pov, cum se numește canalul și mă știe majoritatea lumii de pe internet. Vreau să te întreb ce te-a ambiționat să studiezi în străinătate și de ce Portugalia? M-am ambiționat în prima dată faptul că sunt o persoană care dorește să călătorească foarte mult. Încă din copilărie am avut dorința aia de a ieși undeva afară, într-un loc despre care nu știu nimic. Primul pas a fost România, adică Constanța. După ce am aflat de programul Erasmus și am aplicat fără să mă gândesc foarte mult. Acum ajungem la partea cea mai bulversantă, să o numim așa, dar și interesantă pentru că ne-a învățat foarte multe. Lansarea acestui proiect, din păcate, s-a suprapus cu această situație cu care toți ne confruntăm în momentul de față și de care sperăm din suflet să scăpăm cât se poate de curând și a trebuit să lucrăm de acasă. Mai știi cum a fost? Țin minte că abia ce, nu știu, ea apăruse doar o ediție, exact, și ulterior... o ediție, două, ceva în genul acesta. Ulterior ne-am confruntat cu ceva, adică nimeni nu știa ce se întâmplă, ce o să fie și am zis ok, lucrăm de acasă. Eu aveam cameră, aveam aparatură și toate cele, dar tot este diferit, adică mă simțeam mult mai... mult mai relaxată când făceam pentru vlogul meu, exact, că e total altceva. Dar când vine vorba de televiziune, zici, hopa, stai așa, că e în casa presiune. Mea. Primesc oamenii, practic, cei care ne urmăresc, în casa mea și trebuie să fii foarte atent la detalii. Și a fost o provocare să stăm, să vorbim foarte mult în perioada aia. Știu că a trebuit să colaborăm foarte mult, să ne sincronizăm, exact, foarte mult programul. Și a fost o provocare plăcută, pentru că și atunci am avut de învățat. Dar știu că tu ai avut mai multe. Pe mine mă bufnește râsul, pentru că, cum ai spus și tu, tu aveai aparatura necesară acasă. Nu pot să mă abțin din râs, pentru că mi-amintesc cum filmam eu. Atunci când filmam intervențiile, țin minte că nu era o problemă, pentru că eu mă aflam pe o platformă de videocall, iar tu erai cu camera, nu era niciun fel de problemă, dar în momentul în care trebuia să-mi filmez eu materialele, neavând o cameră cu care aș putea filma, o cameră profesională, bineînțeles, a fost foarte interesant, pentru că mi-am improvizat un trepied, ca să zic așa, mi-am lipit literalmente telefonul pe frigider cu scotch. Am avut un trepied construit din căsuța pisicii mele în combinație cu tot felul de suporturi din casă. Pur și simplu am făcut vraiște în toată casa, pe scurt, astfel încât să pot face ceva de calitate, pentru că amândouă doream să, exact, realizăm ceva de calitate. Și e complicat, trebuie să-ți creezi un decor frumos, un decor plăcut în care tu să te simți bine. Conexiunea la internet nici nu trebuie să mai menționez asta, trebuie să fie perfectă, astfel, da, încât să-l înțelegi pe cel cu care discuți. Și cred că problema cea mai mare pe care am înfruntat-o în perioada aceasta a fost că eu filmam cu laptopul pe masă, am făcusem acolo un decor cât se poate de creativ cu tot felul de tablouri, lumânări și așa mai departe, iar laptopul era în fața mea, eu nu vedeam niciodată cu cine stau de vorbă. Chestia asta e destul de complicată, pentru că în momentul în care vorbim acum, da, eu văd felul în care tu reacționezi, văd felul în care gesticulezi și mi-e mult mai ușor să-mi dau seama cum, știi, ar trebui. Știi, când să intervii sau, exact, sunt lucruri de genul ăsta, da, e complicat să nu-ți vezi. Sunt, uite, detalii pe care poate telespectatorii nu le realizează, pentru că eu ulterior, după ce mă uitam la emisiune, ziceam, wow, hai că a ieșit bine, exact, și chiar super. Exact, mulțumită. Da, dar așa cum ziceam și mai devreme, ceea ce e în spatele camerelor este mult mai interesant. Este într-adevăr. Mai ții minte cât ne stresam cu ținutele, cu trebuia să ne schimbăm foarte repede, să reușim să filmăm. Și o chestie pe care am întâmpinat-o și de care ne-am lovit, cred că amândouă, este zgomotul. Da. Aici este liniște, bineînțeles, cadrul este unul plăcut și profesionist, însă acasă
Acasă e foarte greu. Când ai vecini, este foarte, foarte greu. Știu că tu a trebuit să rei un... Știu că te bufnește râsul. A trebuit să rei un interviu întreg. Țin minte că am filmat cu prietena mea, care este educatoare la grădiniță. Îmi doream foarte mult să aflu de la ea cum a fost această perioadă pentru cadrele didactice. Cred că am filmat de 15 ori acel interviu. De fiecare dată se întâmpla câte ceva. Mi-am scăpat telefonul. Am uitat să apăs rec de 3 sau de 4 ori. Am uitat să înregistrez ecranul în care ea se afla și în care ea discuta, pentru că trebuia să fac și chestia asta cu un program special. Iar ultima oară care cumva mi-a pus capac, dacă pot spune asta, vecinul s-a hotărât că ar fi momentul perfect să își utilizeze bormașina pentru a face diverse modificări în casă. Și atunci țin minte că am bătut la ușa lui și l-am rugat frumos, dacă se poate, să facă puțină liniște, pentru că nu. Uite, cu toate filmam de ore în șir. Cu toate aceste momente, am reușit să avem emisiuni reușite și de acasă și haideți să vedem câteva secvențe din interviurile noastre de acasă. Livia, te-am invitat astăzi din două motive. Pentru că vreau să afle și cei de acasă povestea ta și pentru că mi-era foarte dor de tine. Ce faci? Uite, fac foarte bine. Și mie mi-era extraordinar de dor de tine. Tu ce faci? Bine și eu. Ești pregătită de întrebări? Da, sunt pregătită. În prezent ești studentă la specializarea engleză-germană, cum am mai menționat. Însă eu știu că tu nu ai avut niciodată contact cu această limbă, așa că am să te întreb, de ce germană? Într-adevăr, eu nu am mai luat contact cu limba germană și a fost ca o provocare pentru mine, deoarece este o limbă dificilă. Am ales-o pentru că este o limbă căutată și cunoașterea ei îți poate oferi diferite oportunități pe care alte limbi nu ți le pot oferi. Bună, sunt Carla și aducem joia tineretului tot de acasă. Am reușit să mă întâlnesc cu Lorena de la distanță, nu în platou cum ne-am obișnuit noi până acum. Bună, Lorena! Bună, Carla! Cum ai spus deja, ne aflăm tot acasă, deoarece situația de față nu ne permite să ne întâlnim în platou așa cum ne-am obișnuit, dar totuși reușim să vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Bună, suntem Lorena și Carla și ne bucurăm tare mult că și săptămâna aceasta putem să fim alături de voi. Așa cum v-am promis de la prima ediție, vrem să vă oferim interviuri speciale. De aceea, Lorena a luat legătura cu Anca, o cunoscută vlogeriță, dar și o prietenă foarte bună. Am revenit și de data aceasta cu Joia Tineretului. Ce faci, Carla? Bună, bine, tu ce faci? Bine, uite, aștept întrebările tale surpriză, pentru că astăzi, în rubrica de vlog pe TV, am rugat-o pe Carla să mi se alăture și am vrut să mă ia așa, ia puțin prin surprindere, să răspund spontan, să văd ce curiozitate are și ea despre cum am evoluat eu pe canalul meu de YouTube. Acum nu știu ce o să mă întreb tu. Dar nu știu ce curiozități ai, dar sper să vă ajute și pe voi aceste răspunsuri, dacă aveți curiozități în legătură cu YouTube-ul, canalul meu de YouTube, și poate vă fac curaj să vă apucați și voi, în perioada asta mai ales. Eu abia am așteptat această ediție, este una specială atât pentru mine cât și pentru Lorena. Am vrut să o surprind, să-i adresez câteva întrebări pe care ea nu le știe, deoarece am vrut să fie cât se poate de spontană, naturală și sinceră. Ești pregătită? Sincer, am foarte mari emoții, nu știu de ce, dar da, sunt pregătită, pot să încep. După perioada în care am lucrat acasă, a venit perioada în care ne-am întors și vreau să spun că emoțiile au fost din nou foarte mari, pentru că am luat-o practic de la zero și știu că, la fel cum sunt și acum cu măștile, a fost total diferit. Exact. Interacțiunea cu invitații sau chiar mai multe interviuri prin intermediul platformelor, ceea ce n-a fost chiar un impediment. A fost totul în regulă, exact. Dar e altceva când stai de vorbă cu persoana respectivă și am avut și momente în care, uite, am fost acasă la Ryan Cult și a fost foarte, foarte ok. Mie mi-a plăcut mult interviul acela și faptul că l-am făcut împreună. Nu sunt sigură, dar este primul pe care l-am făcut împreună, cred că? Cred că este primul material pe care l-am filmat împreună, da. Și trebuie să recunosc că e printre preferatele mele, sincer. Și mie mi-a plăcut mult, mai ales că am avut ocazia să mergem la el acasă, să ne arate. Exact. A fost despre muzică și chiar cine nu îndrăgește muzica, sincer. Exact.
și povestea lui, absolut tot. Deci, într-un fel sau altul, cam asta a fost, cred că, și ediția preferată împreună. Exact. Pe mine m-a impresionat foarte mult că a fost foarte deschis. Noi nu ne cunoșteam, tu îl cunoșteai, știu că ați fost vecini. Da. Eu nu îl știam absolut deloc, dar ne-a primit cu căldură și a fost foarte încântat și abia așteptat să filmăm și să-l promovăm, pentru că asta încercăm să facem. Încercăm să-i aducem pe micii artiști și tinerii talentați în fața. Asta este, până la urmă, rolul emisiunii noastre. Și mi-a plăcut într-adevăr foarte mult și mi-a plăcut că ne-a lăsat să îi invadăm spațiul, ca să zic așa, și am putut să exersăm și noi la instrumente. Mai știi când am cântat la tube? Știu că, uite, de exemplu, noi când mergem la cineva, avem o echipă care mergem, nu suntem numai noi două. Exact. Și atunci când te duci la invitat acasă și mergi cu tot felul de camere imense și tot felul de aparatură, la un moment dat invitatul, depinde dacă mai avut experiență la televizor sau nu, e puțin crispat, așa se uită, aoleu. Dar nu mă așteptam la asta. Dar știi ce-mi place? Că și noi am învățat să comunicăm cu ei, dar avem și echipa din spate, cameramanii, care sunt foarte, foarte ok și glumim, râdem, suntem foarte deschiși și cred că, din nou, e un lucru foarte, foarte important și atunci se relaxează și invitatul și asta se vede, cred că, în fiecare ediție. Suntem o echipă prietenoasă și încercăm să transmitem chestia asta. Mulți invitați ne spun, știi și tu foarte bine asta, era teamă, nu știam ce să fac, mă pregătesc înainte, dacă va fi formal, nu va fi ceva formal. Dar noi încercăm să transmitem chestia asta tuturor invitaților, pentru că nici nouă la rândul nostru nu ne-ar plăcea să fim cumva agasați cu anumite întrebări și să fim prinse nepregătite. Este foarte important să încerci să-i oferi celui de lângă tine o stare de bine și să aibă încredere în tine. Exact. Hai să urmărim și acel material despre care am tot vorbit, pentru că nouă ne-a plăcut foarte mult și credem că și vouă v-a plăcut la fel. Bună și bine v-am regăsit! Astăzi suntem într-un alt studio și ce faci, Carla? Bine, ești pregătită să vezi ce am învățat azi? Ia, hai, arată! Asta e tot ce știu să fac momentan. Și nici măcar nu sunt sigură că este ce trebuie. Îl am alături de mine pe Ryan, sau Adi, cum îl știu eu de mulți ani, și vreau să încep prin a spune că am fost vecini, acum foarte mulți ani, și m-ai terorizat așa puțin cu tobele, să știi. Da, știu, și pe tine și pe ceilalți vecinii mei, cam în fiecare zi, în vreo 6-7 ore pe zi. Dar mă bucur că ai ajuns unde ai ajuns și vreau să ne povestești puțin despre parcursul tău. Cum ai început? Păi, hai să mergem, de jos sau de foarte departe. Da. Îi datorez totul anului 2005. Am fost și am văzut prima oară concertul lui Phil Collins cu tata la București și întâmplarea a făcut să ajung fix în primul rând, deci am fugit împreună cu el. În momentul în care s-au deschis părțile, am fugit cu el și am ajuns fix în fața scenei. Și imaginează-ți, aveam 8 ani, eram scena, nu vedeam scena, gardul era până aici. Eu o vedeam printre gratis. Trebuia să-i ia în brațe. M-a luat în brațe, m-a pus pe gardul ăla și am urmărit concertul lui Phil Collins și la sfârșitul concertului a venit, a cântat cu mine la microfon, mi-a dat microfonul să cânt. Ce tare. Și am dat mâna cu el și evident, tata în spatele meu și el să cânte la microfon, am cântat împreună. O melodie pe care ai putea să o asculti la nesfârșit. Una singură. Una singură? Da. Aoleu. Ar fi piesele mele, dar If Leaving Me Is Easy de la Phil Collins. Wow, super alegere. Da. Versul preferat din toate timpurile. Versul preferat din toate timpurile? Da. Ți-am zis că te surprind. Îmi place foarte mult versul care, dintr-o melodie de a lui Ed Sheeran, care nu se abține să spună ce e el cu adevărat. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree below, no. Adică e el cu chitara lui, face ce-i trebuie, nu a făcut facultate, nu a făcut nimic. Drumul pe care și l-a ales s-a ținut de el și a ajuns exact unde a trebuit și mă motivează. Lorena, cred că această ediție se cam apropie de final. Din păcate, da, dar mi-a plăcut să stăm de vorbă despre cum am început noi. Trebuie să mai facem chestia asta pentru că ne așteaptă și alte sărbători, avem timp. Exact. Nu uitați că noi ne revedem și joia viitoare, tot la 11:30 pe Dobrogea TV.
Dacă vreți să ne povestiți cum vă veți petrece sărbătorile alături de cei dragi, nu ezitați să ne scrieți pe paginile de Facebook sau Instagram.